ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România Bătează. Spațiul alocat din emisiunea de astăzi este al Partidului Național Liberal, filiala Roman, iar invitat este domnul jurist Lucian Micu, membru al Biroului Politic Local al Partidului Național Roman, viceprimar al municipiului. Bună ziua și bine ați revenit la Roman 24 online. Bună ziua și bine v-am găsit. Iată o perioadă intensă în care ați fost extrem de solicitat pe probleme de administrație, ați luat în mâinile dumneavoastră conducerea efectivă a municipiului, ținând cont de faptul că primarul Laurențiu Leoreanu este cel pe care organizația de la Roman l-a mandatat să vă reprezinte în Parlamentul României. A fost extrem de solicitant de după dumneavoastră, dar nu v-au fost străine toate problemele de administrație. M-ar interesa acum să vedem de ce ați decis să-l trimiteți pe Dan Laurențiu Leoreanu în Parlamentul României. Da, într-adevăr a fost o perioadă foarte aglomerată pentru mine cel puțin, dar în același timp pot să spun că și o perioadă foarte frumoasă. Am avut ocazia să facem o campanie foarte bună, o campanie constructivă, o campanie în care am reușit să promovăm candidatura domnului Laurențiu Leoreanu. Cred eu că asta a fost miza noastră până la urmă, cel puțin în mediul rural. O campanie în care frumos spuneam că deja, cred că primul drum de București l-a cam făcut Laurențiu Leoreanu în calitate de deputat. Am parcurs, cred că zilnic, circa 15 km pe jos și, așa cum vă spuneam, a fost o campanie bună, zic eu. O campanie... Am văzut una dintre cele mai organizate echipe, adică metodic, sistematic. Da, am avut un program bine pus la punct și partea cea mai bună este că ne-am și ținut de acel program. Este de asemenea adevărat faptul că a fost o campanie frumoasă și datorită faptului că am avut un candidat cu care să ieșim în față și din această cauză cred eu că e soluția cea mai bună pentru postul de deputat actualul primar Laurențiu Leoreanu, e cel mai bun candidat pentru acest post. Lumea trebuie să înțeleagă că de fapt noi la Roman reprezentat, cel puțin pentru noi la Roman, singura soluție viabilă pentru continuarea dezvoltării municipiului nostru și de aceea, până la urmă, când s-a luat această decizie a candidaturii sale, am considerat cu toții că e cea mai bună variantă. E o persoană corectă, o persoană onestă, o persoană cinstită, o persoană care în cei aproape 9 ani de mandat a demonstrat că poate mișca lucruri, că poate face lucruri și de aceea sunt convins că și mai departe în calitate de deputat va reuși să miște lucruri și e cel mai legat de ținutul Romanului, de Roman și de ținutul Romanului și nu e una din acele persoane, nu știu, trimise de pe la București sau de pe unde, pe care să nu-i intereseze soarta municipiului. Și trebuie să mai spunem un lucru pe care telespectatorii noștri trebuie să știe și să-l conștientizeze. După alegerile locale, noi, Romanul, ne-am confruntat cu un soi de prigoană politică venită dinspre Piatra Neamț, să știm împreună la ce ne referim. Este vorba de un mod în care PSD-ul ne pedepsește pe noi romașcanii în ceea ce privește alocările bugetare. Și acest lucru a fost esențial. Deci, nu te poți dezvolta dacă nu ți se dau fonduri. Și atunci când fondurile sunt alocate pe criterii politice, din păcate, duce la această
situație concretă în care un municipiu care a înțeles să voteze un om pe omul Leoreanu pentru că a schimbat fața orașului este pus în situația de a fi, de a nu mai primi fonduri pentru că acestea se alocă pe criterii politice. Mie mi se pare că dar vedeți, dumneavoastră, din păcate PSD-ul n-a înțeles nimic din lecția din vară, atunci când a pierdut de o manieră categorică la Roman. Au avut o campanie foarte urâtă, o campanie foarte agresivă, o campanie foarte violentă, o campanie foarte discriminatorie și în niciun caz bazată pe proiecte. Și tocmai aici electoratul i-a sancționat. Revenind la această poveste Consiliul Județean, să știți că pe noi nu ne sperie această atitudine actualului președinte a Consiliului Județean. Nu e nicio problemă că dumnealui i-a ales să pedepsească Romanul și toată zona Romanului, pentru că dacă e să ne raportăm numai la aparatul de radiologie, nu pedepsește numai locuitorii Romanului, ci pedepsește cei 250.000 de locuitori. Dar dați-mi voie ca eu cetățean să mă simt revoltat de lucrul ăsta. De ce să fiu, de ce să fiu pus de un partid politic în situația de a fi cetățean de rangul al doilea, când condițiile în care municipiul din care fac parte are 5,5% din PIB? Da, care înseamnă 55%, știu. Da. Problema e că dacă asta e opțiunea PSD-ului, să sancționeze în acest fel romașcanii și cei din zonele limitrofe Romanului, e problema strictă a lor. Noi, ca și Partid Național Liberal, noi, ca și conducere a municipiului Roman, nu vom lăsa lucrurile la voia întâmplării, ne vom implica în continuare în ceea ce înseamnă viața comunității. Și încă un lucru. Ok, Consiliul Județean nu vrea să ne mai sprijine. Partea bună este că foarte puține fonduri se mai distribuie acum prin Consiliul Județean. Competența Consiliului Județean e din ce în ce mai redusă și așa că nu ne afectează foarte mult această atitudine discriminatorie a domniilor sale. Cel mai important, și aici revin iarăși la necesitatea de a avea un om puternic la București care să te reprezinte Parlamentul României. Și care să știe mecanismele, trebuie să știe mecanismele, trebuie să știe administrație publică, trebuie să știe ușile la care se bată și trebuie să aibă puterea. Și legislația care trebuie modificată, că o să vă dau eu exemplu. Aparte pe legislație, dar eu aici vorbeam în momentul de față strict de investiții, pentru că atunci când ești ca și parlamentar, ai acces la anumite informații că se vor finanța anumite proiecte, fiind această echipă foarte unită între mine și domnul Leoreanu, sunt convins că această echipă, așa cum frumos spune și dumnealui, se translatează practic la un alt nivel. Dumnealui în postura de deputat, eu în calitate de primar, să putem astfel să continuăm dezvoltarea municipiului Roman. Iar marea majoritate a fondurilor, veți vedea, vor veni doar prin intermediul guvernului. Și dacă nu ai un om puternic la București care să se zbată pentru Roman, pe care să-l doară inima pentru orașul său, și Laurențiu Leoreanu este omul căruia într-adevăr îi pasă de acest oraș, eu îl cunosc de aproape 7 ani de zile de când lucrăm împreună. Ultimii aproape 5 ani am lucrat ca și viceprimar al său și știu modul în care lucrează, știu modul în care gândește. Am început sistematic să ne cunoaștem foarte bine și zic eu că realizările din ultimii 5 ani s-au văzut la nivelul municipiului Roman, ori noi tocmai asta ne dorim. Ne dorim ca acest municipiu să performeze în continuare, să se dezvolte în continuare, să avem cât mai multe investiții și atunci de aici apare necesitatea prezenței unui om puternic la București, în Parlamentul României, care să poată să aibă acces la anumite ministere, să deschidă anumite uși și proiectele municipiului Roman să primească finanțare. Și veți vedea că vom intra într-o primă provocare, ca să spunem așa, de obținerea finanțării de la Guvernul României cu Poarta Nord, sensul giratoriu de la Dedeman. Suntem pe ultima sută de metri, am finalizat practic toate documentele necesare obținerii actelor de proprietate pentru realizarea acestei investiții. De asemenea, lucrarea este licitată, este adjudecată și în primăvara anului viitor vom încerca și sunt sigur că vom și reuși să prindem finanțarea prin celebra ordonanță OG28, astfel încât toți banii necesari pentru finanțarea acelui obiectiv să vină de la Guvernul României și practic să lăsăm
partea noastră de investiții, partea de dezvoltare din buget pentru celelalte lucrări pe care le avem la nivelul municipiului Roman. Și sunt convins că astfel de proiecte vom mai obține în continuare, vom mai obține finanțări de la Guvernul României, tocmai prin prisma acestei colaborări foarte strânse între mine, ca și primar ce voi rămâne la Roman, și domnul deputat Leoreanu, ce ne va reprezenta cu cinste, cu onoare și cu mare responsabilitate, în primul rând, în Parlamentul României. Eu aș mai adăuga aici încă două lucruri concrete, fără a vorbi la modul general. Haideți să luăm cele două mari. Eu mă tot refer la Roman, deși aici vorbim de nivelul județului Neamț. Haideți să luăm cele două situații concrete cu care Romanul se zbate de atâta timp. Unul, l-ați pomenit deja, aparatul de radiologie. Doi, ambulanța tip Timu, care a fost câștigată printr-un proiect european al regiunii de Nord-Est și dată Romanului pentru că Romanul avea cu adevărat nevoie de el, dar din cauza legislației care prevede că doar acest tip de mașini, deși și noi am contribuit la cofinanțarea acelui proiect, trebuie date numai la Spitalul Reședință de Județ, care e la 49 de kilometri și niciodată din Roman nu pleacă vreo trimitere către Spitalul Județean, ci pleacă către clinicile universitare din Iași. Da. Deci aici este clar vorba de modificarea legislației concret. Da, deci un exemplu concret. Este foarte adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, dar pentru a modifica legislația ai nevoie de un om care să categoric, se bată asta spuneam și eu. Și atunci, un om care să fie lovit de treaba de asta. De aia este foarte important ca dumnealui să ajungă acolo. Sigur, noi la început când am aflat așa... De un an de zile ne batem pentru ambulanța știu, asta. Știu. Care ne-a fost și din păcate, în garaj nu este folosit absolut deloc și din păcate dacă luăm statistic intervențiile la care a intervenit, o să vedeți cât de multe cazuri a avut în care a intervenit. Sunt sensibile legale intervențiile spitalului nostru, iar acolo nedreptatea de finanțare a spitalului, acolo este finanțat și de Consiliul Local Piatra Neamț și de Consiliul Județean. De Consiliul Județean, Spitalul Municipal de Urgență. Problema este alta, pentru că e trist să stea un utilaj, o astfel de mașină cu astfel de dotări într-un garaj și doi, nu se ia în calcul factorul cel mai important, riscul acestui drum pe care îl avem noi, e 85DN2, drumul morții, așa cum mai este numit, se află, trece prin municipiul Roman și atunci, în momentul în care faci o lege, trebuie să te gândești nu numai la zona reședință de județ, ci trebuie să iei și zonele negre, acolo unde se întâmplă foarte multe accidente, unde putem pierde vieți omenești și e trist că în secolul 21 nu suntem capabili să avem grijă de sănătatea noastră a oamenilor. Secolul 21, nu avem capacitatea și nu avem pârghiile necesare pentru a acționa în favoarea salvării vieților omenești. E trist că în secolul 21 se întâmplă acest lucru, dar știți din ce cauză se întâmplă? Legislație proastă din cauza neimplicării și nepăsării unor oameni care ajung pe niște funcții. Ori noi tocmai asta încercăm să schimbăm în momentul de față. Tocmai asta ne dorim. O nouă clasă politică. Ne dorim oameni noi care să ajungă la București, care să lupte pentru electoratul lor, care să lupte pentru orașul lor, pentru municipiu, pentru comunitatea din care provine. Și de aceea cred și sunt convins și toți romașcanii sunt siguri că sunt convinși de faptul că Laurențiu Leoreanu este cel mai potrivit om pentru așa ceva. Sigur, la început poate toată lumea a spus că noi l-am votat să rămână primar, nu-i dăm acum votul să meargă mai departe în Parlament. E o tactică diseminată de adversarii politici, în speță de PSD, pentru că la ei am auzit-o de foarte multe ori, tocmai pentru a câștiga ei mai multe voturi. Deci, fraților, lucrurile stau în felul următor. Leoreanu oricum ajunge deputat. Că îl votăm, că nu-l votăm, el oricum ajunge deputat de pe poziția pe listă pe care se află. Dar faptul că îi dăm un vot masiv pentru el înseamnă o putere mai mare pe care o are la București. Tocmai acest lucru te legitimează în momentul în care mergi să te bați pentru proiectele comunității tale. Numărul de voturi.
De aceea este foarte important, duminică pe 11 noiembrie, să ne prezentăm într-un număr cât mai mare la vot și să dăm votul omului care merită să reprezinte acest municipiu. În cazul de față, cred eu că cea mai bună variantă de parlamentar, de deputat, este Laurențiu Leoreanu, care se află pe locul 4, poziția 4 pe buletinul de vot și, așa cum plastic mai spuneam noi uneori, votați poziția 4 pentru ca noi 4 ani să vă returnăm beneficiile votului pe care l-ați dat. Sunt convins că Laurențiu Leoreanu nu va fi doar un deputat dintre aceia pe care îi vedeți că mai adorm sau ridică mâna la foc continuu. Este un om care se bate pentru municipiul său, pentru orașul său, pentru comunitatea sa și reprezintă cea mai bună variantă de deputat pe care o au astăzi romașcanii. Și e foarte important să ne prezentăm la vot. Am mai auzit și la fel lansată tot subversiv de către contracandidații de la PSD, în care spun nu, lasă că nu mergem la vot, că nu avem ce să votăm. Sigur că PSD-ului ar conveni o prezență cât mai scăzută la vot. Se știe că au un electoral foarte fidel ei și dacă stau în pat au același număr de voturi, nu trebuie să facă absolut nimic în campanie și ca drept dovadă nici nu prea i-am văzut în campanie. Cel puțin pe zona romană, tot așa da, ca un soi de pedeapsă și, a noastră. Exact, și tocmai pe asta cred că marjează ei, pe o prezență cât mai mică la vot, astfel încât alte persoane să ne voteze nouă viitorul. Nu e normal, fac un apel și la cei din generația mea, dar fac un apel la toți oamenii de bine din municipiul roman, în primul rând să se prezinte la vot. Și în al doilea rând, dacă consideră și sunt de acord cu mine că cea mai bună variantă pentru mandatul de deputat este Laurențiu Leoreanu, să voteze atunci poziția 4 pe buletinul de vot. Și dacă mă întrebați pe mine ca și cetățean dublat de jurnalistul care sunt, eu aș vedea aici necesară și modificarea legii alegerilor pe care tot PSD-ul a făcut-o, pentru că eu cetățean alegeam în mod direct președintele Consiliului Județean și n-am mai fi ajuns acum la pixul domnului Arsenie și n-am mai fi ajuns acum în condițiile în care PNL-ul are în Consiliul Județean 14 consilieri, majoritatea să fie formată cu alte două partidulețe, cu doar câte doi consilieri, mi s-a părut profund nedrept față de noi cetățenii și de acolo a venit această condamnare a noastră de izolare a romanului. Eu particip ședință de ședință la Consiliul Județean și vă spun, ceea ce se întâmplă acolo este inadmisibil din punct de vedere al democrației, al sănătății democrației, când acea majoritate formată conjunctural nu ține absolut cont de niciun amendament adus de cei 14 consilieri PNL care chiar s-au luptat pentru zona romană, mi se pare absolut necesar să se revină la legea prin care eu, cetățean, să-mi aleg președintele Consiliului Județean, nu să fie ales la masa jocurilor politice. Aici ține foarte mult de calitatea umană a persoanei și educațională și așa mai departe. Dacă țineți minte și dacă vă uitați și în toate ședințele de Consiliu, cel puțin din ultimii acești 5 ani de când eu fac parte ca și viceprimar, veți observa că orice amendament care a fost în interesul municipiului roman, indiferent de la ce consilier local a venit, de la ce formațiune politică a venit, dacă a fost un amendament corect, un amendament în sprijinul municipiului roman, acesta a fost adoptat. Tocmai la roman vorbim, dar la Consiliul Roman mă refer. Păi, data noi vrem să dăm un exemplu de bună practică. Cum se procedea? Păi noi la roman, imaginați-vă, noi acum avem 15 consilieri din 21. Deci avem o majoritate cu care putem să facem absolut orice. Dar în continuare respectăm pe ceilalți consilieri, dacă au propuneri viabile, le preluăm, le supunem la vot sub formă unui amendament și se regăsesc într-o hotărâre de Consiliu local. Tocmai asta e principiul după care trebuie să ne guvernăm. Nu răutăți din astea de grădiniță, pentru că în momentul de față, dacă e să mă întrebați, exact răutăți de grădiniță sunt. La nivelul Consiliului Județean? La nivelul Consiliului Județean. Dar n-ar fi stat lucruri altfel dacă
pe funcția de președinte ar fi fost ales prin votul nostru al cetățenilor și nu la masa jocurilor. Eu asta vă spun că nu sunt de acord cu modul în care a fost modificată legea așa, de așa natură, și tot PSD-ul a modificat-o, că ei au avut majoritatea în Parlament în mandatul trecut. Și au aranjat până la urmă lucrurile așa cum au crezuit ei de covință. E până la urmă opțiunea electoratului care a dat un vot totuși masiv în favoarea PSD-ului la nivelul județului Neamț. Din păcate, să știți că au contat cel mai mult zonele rurale și nu zonele urbane. Acolo unde le spune că îți votezi ca primarul. Din păcate, să știți că acum, cât am fost în campanie alături de domnul Leoreanu prin foarte multe comune, am văzut de ce există interesul primarilor PSD să mențină în sărăcie acele comune. Pentru că m-am uitat, toate comunele conduse de primar PSD sunt ținute special în sărăcie pentru a fi controlate politic, prin acele ajutoare de urgență, prin asistații sociali, și amenințați că dacă nu votează într-un fel sau dacă participă la eu nu știu ce alte activități, li se va tăia ajutorul social și așa mai departe. Și atunci, acele comunități preferă să nu se dezvolte, preferă să țină oamenii într-o sărăcie cruntă, și vă spun că am văzut câteva locuri unde efectiv eu zic că am rămas în secolul XVIII. Deci nu putem discuta în secolul 21 de bordee de pământ în care să-și trăiască viața familiile. Deci este în afara gândirii noastre pentru secolul 21 ceea ce, din păcate, se întâmplă încă în anumite comunități. Și uitați-vă pe de altă parte la comunitățile conduse de primari liberali, care caută să dezvolte comunitățile, care încearcă să dezvolte infrastructura, care încearcă să atragă locuri de muncă, investitori și așa mai departe. Luați și exemplul Ardealului. Sigur, putem vorbi că Ardealul este și favorizat din punct de vedere geografic. Dar din ce cauză toate guvernele PSD până acum nu s-au gândit la o autostradă din Moldova până în Ardeal? Să ne dea și nouă șansa la dezvoltare. Păi în momentul de față să știți că sunt doi poli puternici ai PSD. Vorbim de Moldova și de Oltenia. În rest, peste tot lucrurile s-au dezvoltat, s-au schimbat radical. Pe aici și pe acolo unde mai e, că trebuie să recunoaștem, sunt oameni gospodari și oameni care nu fac cinste în toate partidele. Dar marea majoritate sau gândirea liberală se regăsește acolo unde este dezvoltare. Și o să vedeți, toate localitățile conduse de primar PNL sunt mult mai dezvoltate, sunt mult mai aplicate tocmai în acest sens. Deci iarăși un deziderat pentru care sunt convins că primarul Leoreanu, viitorul deputat Leoreanu, se va zbate foarte mult, va fi acest proiect al autostrăzii Iași-Târgu Mureș, care trebuie să scoată Moldova și românul din izolare. E foarte important să ai persoane care să se bată pentru proiecte mari. Ați adus aici în discuție această diferență majoră dintre stânga și dreapta în politică. Nu știu cât știe lumea de dreapta și de stânga, dar aici primarul Leoreanu vine cu un argument în stilul caracteristic, și rugubăț caracteristic, pe care el spune: și cruce îți faci cu mâna dreaptă. Da, așa este. Deci exemplul acesta... Da, vă spuneam că sunt... Nu putem să generalizăm acum lucrurile, dar e foarte important să... Nu vorbim de mediul rural, conștientizăm. Și acolo lumea a început gândească. Să mai gândească, cel puțin zonele care sunt mai apropiate de municipii altfel sau au început să se dezvolte, dar sunt, așa cum vă spuneam și am întâlnit, anumite situații în comunele mai îndepărtate, lucruri pe care ți-e greu să crezi că se pot întâmpla în secolul 21. Eu totuși aș vrea să revenim la această discuție a necesității candidaturii lui Laurențiu Leoreanu pentru mandatul de deputat, și să spunem că iarăși este foarte important să dezvoltăm și să creăm mediul de afaceri care să creeze locuri de muncă. Și este omul care a adus în ultimele două mandate, în ultimii 9 ani, cele mai mari investiții la nivelul municipiului Roman. Vorbim de
fabrica de automotive TLV, care în momentul de față are circa 1800 de salariați. Ulterior, această fabrică se va extinde și va mai crea o secție de decupare laser a produselor pe care le folosesc ei. Practic, vor aduce un plus de valoare la nivelul municipiului Roman și acolo vor fi iarăși circa 700 de salariați. Și mai nou, ca și element de noutate, acel depozit logistic regional Lidl, care va fi între drumul Plopilor și drumul Tămășenilor, se va întinde pe o suprafață foarte mare de 14 hectare și unde iarăși vor fi angajați circa 450 de oameni, pornind de aici de la femei de servicii, stivuitoriști, manipulanți, economiști, contabili, manageri de transport și așa mai departe. Deci, practic, toate categoriile de salariați își vor putea găsi un loc de muncă. Ce mai înseamnă acest lucru și care este foarte important? Creindu-se o concurență în ceea ce privește forța de muncă, automat și salariile vor fi mai bune. Sigur că în momentul de față toată lumea se plânge și spune da, păi ați adus locuri de muncă, dar sunt plătite prost. Ok, așa este acum, dar s-a făcut un prim pas. Și cererea și oferta care și reglează. De aici mai departe, în momentul în care noi am făcut astfel de pași, am reușit să aducem cât mai mulți investitori în zonă, să creăm cât mai multe locuri de muncă, automat va crește și salariul pentru aceste persoane și ajungând la niște salarii medii, dacă vom reuși să ajungem undeva în jur de 500 de euro, atunci poate și cei care lucrează în străinătate pe 8-900 de euro vor sta să se gândească de două ori dacă nu cumva e mai bine să se întoarcă acasă. Pentru că au o anumită experiență acumulată acolo. Și ei dacă câștigă 8-900 de euro acolo și mai dau chirie 300 de euro și mai plătesc întreținere încă 100 de euro și mai trebuie, eu știu ce alte lucruri să mai facă pe acolo, stau și fac niște calcule, zice, păi, mai bine cu 500 de euro acasă. Și mai spunea, mai devoala domnul Ghica aici un proiect în care spunea că își pune mari speranțe, este acela de a crea la Roman, de a aduce o investiție de prelucrare a produselor agricole din zonă, probabil o fabrică de conserve, din câte am înțeles eu de la dumnealui, ceea ce într-adevăr ar fi necesară de prelucrarea fructelor și legumelor. Deci municipiul Roman, conducerea liberală a acestui municipiu tot timpul a fost aplicată și deschisă la oportunități de afaceri pe raza municipiului Roman. Pe noi ne interesează să creăm și să dezvoltăm cât mai mult acest municipiu, prin investiții, prin, așa cum spuneați, dacă se va realiza și această fabrică, este foarte bine, e foarte important. Deci noi, să știți că nu ne concentrăm numai pe latură de comerț, pentru că e foarte adevărat, au venit și aceste investiții care au lucrat în retail, da? Cu, eu știu, magazine din astea, gen hipermarket, supermarket. Dar nu e asta totul. Deci noi am vrea ca Romanul să nu fie doar un oraș, un municipiu de consum. Noi ne trebuie și investitori care să producă și dovada TRV-ului pe care dovada TRV-ului, dovada celei de-a doua secții, plus dumnealui, ce mai spunea dacă aici, e să luăm, da, pentru că tot investiție din zicea, mandatul său avem este. Agran aici, avem materia primă la zahăr. Oricând putem face ca micile ferme din jur să vină și să aibă nevoie de un depozit și de o asemenea fabricuță, că nu poți să-i spui fabrică mare de conserve și spune că nici n-ar fi chiar atât de greu de materializat o asemenea idee. Da, sunt lucruri care se întâmplă. În momentul de față discutăm doar despre un studiu, un proiect, nu s-a materializat încă nimic, dar așa cum vă spuneam, atenția noastră rămâne în continuare pentru dezvoltarea municipiului. Interesul nostru este să continuăm dezvoltarea acestui municipiu. În ultimii 9 ani de zile, de când este primar Laurențiu Leoreanu, acest municipiu s-a schimbat radical și profund, dar pentru ca această schimbare să continue și să modificăm până în profunzime, să intrăm până în amănunt în toate zonele din municipiul Roman, trebuie să avem la București un om care să ne reprezinte cu demnitate, un om care să se bată pentru Roman, pentru proiectele Romanului și pentru finanțări
la nivelul municipiului Roman. Așa cum vă spuneam mai devreme, singurele soluții pentru finanțarea proiectelor municipiului Roman nu mai reprezintă decât fondurile de la guvern și fondurile de la Uniunea Europeană. În momentul de față, Consiliul Județean nu mai contează aproape deloc în finanțarea proiectelor mari din unitățile administrative teritoriale din județul Neamț. Și atunci, cu un om puternic care se bate la București pentru a atrage fonduri, dezvoltarea municipiului Roman va continua și vom transforma din ce în ce mai mult acest municipiu, de care cu toții suntem mândri. M-am uitat și am vorbit cu foarte multă lume cu câtă patimă și cu câtă pasiune vorbesc despre municipiul nostru, cât este de frumos, cât de mult îl lăudăm pe la prieteni sau cât de mult ni se ridică inima de bucurie atunci când prietenii sau rudele trec prin municipiul Roman și zic wow, ce municipiu frumos, câte lucruri frumoase am făcut la nivelul municipiului Roman și asigur pe toți romașcanii că în această echipă, Laurențiu Leureanu deputat, Lucian Micu primar, lucrurile vor continua să se miște în direcția bună. Un mesaj și pentru românii noștri din diaspora, care știți foarte bine că se uită la acest post de televiziune în număr foarte mare, pentru că și rolul lor este esențial în a determina pe cei rămași acasă cum să iasă la vot și să voteze? Cei din diaspora, să știți că sunt niște patrioți desăvârșiți și iubesc foarte mult țara, interesează foarte mult ceea ce se întâmplă în țara lor și sunt convins că pe 11 decembrie se vor mobiliza ca atât ei personal, cât și rudele din țară, din România, să se prezinte la vot în primul rând, iar în al doilea rând să voteze PNL-ul. Persoanele de regulă care sunt plecate din România sunt persoane de dreapta, persoane liberale, care și-au luat viața în propriile mâini, destinele în propriile mâini și au ales acest drum al privilegiei. Și sunt foarte atenți la ce se întâmplă în țară. Și foarte interesați. Și au luat acest drum al privilegiei pentru un trai mai bun, să-și asigure lor și familiilor lor. Sunt convins că dacă vom continua această dezvoltare pe care am început-o și acest drum bun pe care am intrat, vom reuși să-i atragem pe de o parte de partea noastră, dar cel mai important să-i atragem să revină acasă. Cred eu că ăsta trebuie să fie dezideratul nostru, să ne aducem prietenii, rudele acasă. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru interesul care ne-ați urmărit și de data aceasta și vă mai așteptăm aici la Roman 24 la o nouă ediție a emisiunii electorale România Votează.